Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde, ce să vedeți, astăzi testăm parfumuri. Am decis să sar peste parfumurile săptămânii, să mai schimbăm, să mai vin și cu alt fel de clipuri și îmi era dor să fac clipul acesta pe care eu l-am numit Le-am testat. Pentru că eu deja le-am mirosit, însă vreau să le testăm și împreună. Și după cum vedeți, am aici o tavă plină cu parfumuri despre care povestim astăzi. O să vorbim așa în mare despre aceste parfumuri, o să vă spun ce îmi place, ce nu-mi place, ce aș cumpăra, ce cred eu că merită o sticlă full size, ce aș cumpăra în momentul acesta, pentru că niciodată nu se știe, niciodată nu se știe. Dar o să-mi dau cu părerea despre aceste parfumuri. Și avem așa niște noutăți, de fapt eu le-am mai de mult. Le-am primit de la una dintre voi pentru a le testa. Am de la Andra unele, că ei mulțumesc. Am și de la Cufărul cu parfum un decant, tot așa să-l testez. Este vorba despre Badeal Oud Amethyst. Știți că v-am întrebat eu într-un video despre acesta. Eram curioasă. Și am mai primit la un moment dat, pardon, au început să fugă, de la Lush, parfumuri de la Lush. Eram curioasă și despre acestea. Haideți să începem, zic eu, și o să încep cu cele de la Maison Margiela, pentru că eram super curioasă despre acestea. Avem așa, Lazy Sunday Morning, avem Autumn Vibes, pentru că, ce să vedeți, vine toamna și este un parfum de testat sau de luat, o să vă spun imediat. Și mai am aici un decant de Jazz Club, din nou un parfum foarte potrivit pentru toamnă. O să încep cu Lazy Sunday Morning, așa, un parfum lejer pentru o dimineață leneșă de duminică. Îmi place foarte mult prezentarea celor de la Maison Margiela. Însă, avem aici aldehide, avem și pară, flori, iris și în bază avem mosc, ambretă. Îmi place ambreta asta în parfumuri și paciuli. Avem frunză de paciuli indonezian. Să știți că, în general, de la parfumurile de la Margiela mă aștept să mă duc să văd niște momente, să-mi amintesc niște momente, însă singurul care chiar îmi amintește așa de niște momente este By the Fireplace. Îmi place foarte mult cel cu cafea și îmi place și Matcha Meditation, care mi se pare din nou un parfum foarte cozy, așa cum ar trebui să fie și acest Lazy Sunday Morning, cozy, curat, alb și miroase a alb, a curat, a flori albe și mosc. Miroase bine, este un parfum moscat, este un parfum curat, este un parfum ușor și cozy și te duce cu gândul la cearșafuri albe, curate, spălate cu un balsam de rufe super clean, așa. Mie personal nu mi-amintește de nicio duminică, nu mi-amintește de... Nu mă duce exact într-o duminică super cozy, nu-mi spune mie mare lucru, acum nu sunt făcute și ele pentru toată lumea. Este un parfum frumos, îmi place, dar în momentul acesta nu mi-aș cumpăra o sticlă. Îmi place, nu pot să zic că nu-mi place, dar cel puțin acum nu mi-aș lua o sticlă de Lazy Sunday Morning. Mai degrabă îmi place Matcha Meditation sau cel cu cafea, pe By the Fireplace îl am și îl ador, este preferatul meu. Și se pare că am testat destul de multe de la Margiela, iar By the Fireplace, tot preferatul meu a rămas, mi se pare cel mai bun și da, îmi amintește de ceva, adică Lazy Sunday Morning mi se pare cam bănăluț, am zis-o. Dar nu se știe niciodată, nu zic niciodată, adică poate o să mă vedeți la un moment dat că îl cumpăr. Oricum este un parfum plăcut, dar nu îmi spune mie mare lucru în acest moment.
Mai departe vorbim despre mirosul toamnei, despre frunze crocante, despre mult portocaliu, despre frunze uscate și miros de lemn. Vorbim despre Autumn Vibes de la Maison Margiela. Eram super curioasă de acest parfum și avem așa în deschidere cardamom și piper roz, deci ar trebui să fie cam spicy în deschidere. În mijloc avem nutmeg și arțar, semințe de morcov, iar în bază avem mușchi și cedru. Hai să vedem. Eu l-am mirosit odată, să știți că nu pot să zic că m-a dat pe spate. Nu pot să zic asta. Da, este un miros mai ciudățel, mai deosebit. Este spicy. Este și proaspăt. Nu știu, mă duce cu gândul și la prune. Nu pot să zic. Nu pot să spun că îmi arată ceva, că vizualizez așa niște imagini de toamnă, niște peisaje de toamnă. Pentru mine nu este... Mie nu-mi spune nici acesta mare lucru. Adică, na. Acesta chiar pot să zic că îmi place mai puțin decât Lazy Sunday Morning. Îmi place mai mult. Pe Lazy Sunday Morning l-aș purta cu plăcere. Dar Autumn Vibes nu... Nu este parfumul meu de toamnă super cozy, care să mă facă să mă gândesc așa la un parc cu multe frunze căzute, cu un peisaj din ăsta cu mult portocaliu. Nu mă face să mă gândesc acolo. Poate dacă intru în povestea toamnei, că încă curg apele pe mine, sincer, mai pot de cald, poate o să-mi placă mai mult la toamnă. Chiar o să păstrez, mai am aici două pufuri, o să păstrez această mostră și o să mai testez. Până atunci o să las aici hârtiuța asta să mai mirosim și la sfârșit odată. Ia să vedem, o avem și pe aceasta aici și o să mai mirosim odată. O să le înșir aici pe masă pe toate. Trecem la următorul parfum, care este acest Jazz Club, tot de la Margiela. Un parfum care are în deschidere piper roz, neroli și lămâie. În mijloc avem rom, vetiver și salvie, iar în bază avem frunze de tutun, vanilie și styrax. Despre parfumul acesta știm cu toții că este marketat ca fiind pentru bărbați, însă este purtat și de către femei și am văzut că este preferatul multor femei. Și pot să zic că mă așteptam să fie un parfum super masculin, să nu-mi placă deloc, dar a fost o surpriză plăcută pentru mine. E chiar un parfum frumos, îmi place. Îmi place și deschiderea. Se simte tutun. Este și un pic de tot buzi, dar este un parfum pe care eu l-aș purta. Dacă vă plac parfumurile ceva mai puternice, dacă vă plac parfumurile care se duc înspre masculin, dar tutunul în parfumuri chiar este un parfum foarte frumos. Mă așteptam să nu-mi placă deloc, dar îmi place. Nu pot să spun că mi-aș cumpăra o sticlă full size, nu zic asta. Ce pot să zic este că mi se pare super sexy pentru un bărbat parfumul acesta. Este frumos și aș putea să-l port și eu, adică nu este genul pe care l-aș respinge. Îmi place, miroase super bine. Super bine. Trecem mai departe și discutăm despre Bonbon de la Victor & Roll. Un parfum pe care, ce să vedeți voi, că l-am testat și eu de-abia acum și mi s-a părut că persistă super bine. Mă așteptam să fie ceva mai gurmand, dar tot îmi place. Are un farmec aparte, este un parfum care are caramel, dar are și ceva fresh acolo. Este foarte interesant și, v-am zis, persistă super bine pe piele. Nu știu, mi-aș cumpăra o sticlă de bonbon,
doar să-l am în colecție, nu pot să zic că mă omor după el, pentru că între timp am descoperit o grămadă de parfumuri gurmande și foarte frumoase. Adică cumva mi se pare că a rămas în urmă, totodată place, nici nu știu ce să zic. Însă este genul acela de parfum gurmand pe care poți să-l porți și vara. Are ceva proaspăt în el. O să-l mai testăm la sfârșit odată. Haideți să trecem și la Badea Lud Amethyst. Este o clonă Initio Atomic Rose. Știți că l-am pe Sublim, care mi se pare foarte fresh, de vară, portabil, super ușor. Acesta nu este atât de ușor, dar să știți că îmi place parfumul. Nu este genul meu de parfum. Are un trandafir proaspăt, se simte și udul. Are ceva greu în el, dar totodată este proaspăt. Și mi se pare că miroase foarte bine. Din nou, nu mi-aș lua o sticlă full size pentru că nu este chiar genul meu. Am câteva parfumuri în genul ăsta și nu vreau să cumpăr prea multe. Are ceva greuț acolo, dar care are așa îi dă parfumului așa o putere sau, să zic, profunzime. Și îmi place, pot să zic că îmi place dacă îl miros așa, dacă îl miros pe cineva, nu pot să zic că este un parfum care nu îmi place, însă nu este genul meu. Ce voiam să vă mai zic despre Initio, să știți că am testat, Side Effect, ia să-l căutăm și să vedem puțin despre el. Acesta este un parfum original și este superb, este superbisim acest parfum. Din păcate nu mai am nimic în el, dar îmi place atât de mult, nici nu știu, cred. Da, are și ceva buzi. Avem rom, vanilie, tutun și scorțișoară. Este atât de frumos, este dulce, dar și puternic în același timp. Un pic buzi, dar mi se pare atât de bine blenduit încât nu e nimic acolo care se deranjeze, chiar dacă are rom. Și știți că eu nu sunt cu parfumurile buzi, adică sunt destul de selectivă, nu că nu mi-ar plăcea, îmi place să le testez, dar nu sunt genul meu de parfumuri. Dar Side Effect acesta mi-a plăcut la nebunie, nu mai am în el să-l mai mirosim și împreună, însă pot să vă zic că l-am testat și este absolut superb. Mi-a plăcut super, super mult și o calitate bun parfum. Că tot vorbeam despre parfumuri buzi, despre Side Effect, care îmi place super mult, vorbim și despre Boadicea Bodacious. Acesta este un parfum cu cireșe, cu coniac, are o deschidere cu migdale, coniac, cireșe. În mijloc avem heliotrop, iasomie și trandafir, iar în bază avem tonka, vanilie, tutun, santal, ambră, mosc și vetiver. Să știți că este un parfum foarte frumos. Este un parfum, parcă se simte un lichior de cireșe cu migdale, se simt foarte bine migdalele în deschidere. Este un parfum super complex, super frumos, super în trend, să zic așa, însă nu este genul meu deloc. Îmi place, dar nu este genul meu deloc. Trecem mai departe la un parfum care îmi place super mult și care merită o sticlă full size. Este vorba despre Velvet Chocolate de la Calotinis. Dacă vă plac parfumurile cu ciocolată, dacă vă plac parfumurile gurmande, să știți că acesta este unul superb. Da. Deci, în deschidere miroase a măgura cu rom, cu cacao, nu știu. Miroase a prăjitură cu cacao, pur și simplu îți vine să mănânci o prăjitură, îți vine să-l bei pe acesta. Mi se pare un parfum foarte frumos pentru perioada rece. Miroase a ciocolată, dar este totuși o ciocolată prăjituroasă, nu este uscată, nu este neagră la modul că e
amăruie, nu. Îmi place. Îmi place mult, mult, mult. Și pentru că o prietenă mi-a dat un decant, am un decant mare pentru perioada rece și o să mă bucur de el, o să mai discutăm despre el atunci, dar dacă vă place un parfum cu ciocolată, de exemplu, mie îmi place mai mult decât Chocolate Greedy, pentru că în Chocolate Greedy ciocolata se duce destul de repede și apoi se transformă în fructe uscate, ceva de genul, nici nu mai țin minte exact cum era Chocolate Greedy, însă acesta este ciocolată. Ciocolată, prăjitură cu ciocolată, cu cacao, foarte prăjituros, super gurmand și bun, îmi place parfumul acesta. Trecem mai departe la un parfum arabesc, este vorba despre Mirsal with Love, un parfum care are în deschidere note ierboase, note verzi și caramel, în mijloc are ud, are note lemnoase și note florale, de toate notele florale, na, nu știu. În bază are mușchi, ambră și mosc. Acesta este un parfum care nu-mi place, da, este o deschidere ierboasă și dulceagă. Are și ceva din Baccarat Rouge, dar nu este o clonă din punctul meu de vedere, pentru că are ceva al lui. Nu-mi place parfumul, mi se pare că nu este oricum un parfum feminin. Cred că este unisex. Ia să mă uit. Este un parfum lansat în 2020 și este de damă. Da. Este un parfum de damă destul de greuț. Și nu-mi place. Nu. Nu, nu, nu. O să mai vedem și la sfârșit cum se dezvoltă el. Continuăm cu parfumurile arabești și vorbim și despre Diesel Intense de la Al Haramain. Avem elemi, floare de portocal, prune, iasomie, oris, pralină, vanilie, paciuli și mosc. Și cred că este inspirat de La Vie Belle. Este un parfum plăcut. Nu mai țin minte exact cum miroase La Vie Belle, dar în zona aia este parfumul. Miroase bine, ce să zic. E dulce. Nu are nimic deranjant, este feminin, este purtabil, este plăcut și se simte pralina aceeași cu paciuli. Este drăguț, dar nu mă pasionează, nu mi-aș lua o sticlă full size. Și haideți să trecem mai departe și să vorbim despre un alt parfum de la Calotinis. Este vorba despre I Am Beautiful. Avem aici un parfum cu cu merișoare, cu paciuli, trandafir și ambră. Să știți că mi-a plăcut parfumul acesta. Este foarte aromat, foarte aromat. Foarte feminin, foarte plăcut. Miroase foarte bine, chiar l-am purtat pe acesta. Se simte paciuli, se simt fructele astea roșii. Și trandafirul la un moment dat, dar e foarte aromat, miroase foarte bine. Mi se pare un parfum versatil, feminin, frumos, fructat și consider că merită și acesta o sticlă full size. Chiar este frumos, îmi place. Trecem mai departe la un parfum pe care l-am testat și eu chiar ieri și îmi place super mult cum miroase. Este un parfum accesibil. Este vorba despre Lalique Satin. Nu am testat multe parfumuri de la Lalique, dar o să testez cu siguranță și altele. Satin îmi place, îmi place, este un parfum feminin, este un parfum finuț, accesibil și chiar m-a impresionat, pentru că nu mă așteptam să fie așa. Acum nu știu despre persistență ce să zic, dar este dulce, este vanilat, este pudrat, avem și flori și vanilie și tonka, iar baza este cu paciuli, santal și vetiver. Foarte frumos parfumul și foarte finuț. Îmi place și îmi place că este și un parfum accesibil. Nu prea mai simt
prea bine parfumurile pentru că am mirosit destul de multe, dar sunt parfumuri pe care eu oricum le-am testat înainte, că nu ai cum să miroși atâtea odată, dar țin minte că pur și simplu acesta mi-a plăcut. Mi-a plăcut, este un parfum frumos. Ce m-a mai impresionat pe mine atunci când am mai testat parfumuri este acest Guerlain Linstan. Foarte frumos este, deci are o calitate parfumul acesta, automat m-a făcut să mă gândesc la Angelique Noir și clar este un parfum care merită avut în colecție, foarte frumos, foarte concentrat, are un miros aparte. Întotdeauna am fugit de el pentru că am avut impresia că o să aibă un iz din acela bătrânicios, vintage, nu știu de ce, chiar nu știu de ce, dar este un parfum care îmi place foarte mult, foarte mult. Nu știu, are așa niște nuanțe vanilate, parcă niște nuanțe aromatice, nu știu exact ce note are, însă instant m-a dus cu gândul la Angelique Noir, care știți că este un parfum destul de scump, are o calitate aparte, este un parfum frumos și cu siguranță o să-l am la un moment dat în colecție. M-a dat pe spate parfumul acesta și nu mă așteptam să-mi placă atât de mult. Bine, totuși este Guerlain, adică mai am aici câteva parfumuri. Hai să vedem, am testat și eu Modest Dieu, nu mai știu exact, cred că Afnan, habar n-am, o să vă scriu pe ecran, dar este un parfum care a fost foarte, foarte popular, încă este un parfum iubit și da, seamănă foarte bine cu La Nuit Trezor. Este ceva mai gurmand, nu are nuanțele acelea afumate, este frumos. Este gurmand, este plăcut, dar eu am La Nuit Trezor și nu o să-mi cumpăr o sticlă full size din acesta. Dacă vă place La Nuit Trezor, chiar mi se pare că este o variantă mai accesibilă, dacă este accesibilă, dar îmi place parfumul, chiar pot să zic că miroase bine. Mai avem 4 parfumuri despre care să vorbim. Avem aici Armani și cele 3 parfumuri de la Lush despre care să vorbim puțin. Terra di Gioia este un parfum care mie mi se pare super feminin, super cozy. Are floarea de migdal care mie îmi place foarte mult în parfumuri. Cumva îi dă așa un iz pudrat. Este și dulceag, este foarte plăcut parfumul acesta. Îmi place, îmi place. Este un parfum destul de versatil. În deschidere avem citrice și pară, dar cred că se simte mai bine para pentru că este un parfum dulce. În mijloc avem floarea de migdal și iasomie, iar în bază avem lemn ambrat și mosc. Foarte plăcut este și acesta. Mi se pare potrivit și, nu știu, și vara și oricând vrei să porți parfumul ăsta, este unul versatil și frumos. Și haide să trecem la parfumurile de la Lush. Începem cu Lush Last. Acesta are ca și note iasomie, ylang ylang, vanilie, santal și trandafir. Și pe ele le-am testat acum ceva timp. Nu mai știu exact, parcă mi-a plăcut unul. Cred că pătează acesta, este super concentrat. Mi-ar plăcea și mie un parfum de la Lush, dar ceva gurmand. Da, acesta nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut. Să știți că mi se par destul de naturale. Adică simți flori, flori în zona parfumurilor florale de la Calotinis. Cum se simte gardenia acolo, așa se simte acest Last. Nu-mi place, nu. Nu știu, ceva este prea puternic aici, avem flori, avem codițe de flori. Cred că e ylang ylang, nu știu exact, dar nu îmi place Last de la Lush. Mai avem de la Lush acesta, 1000 Kisses Deep, cred că este acest citric ambrat, mai este unul cu negru.
Acesta are citrice în deschidere, avem osmantus, mir, labdanum și musc. Știu că mi-a plăcut unul dintre cele trei. Ia să vedem cum miroase. Da, îmi place acesta, da. Îmi place, este curățel, este un pic mentolat, nu știu de la ce. Este citric, dar curățel în același timp, muscat, ambrat. Îmi place parfumul acesta. Foarte plăcut este. Da, din nou un parfum natural, aș vrea să văd cu ce mai seamănă, din ce cunosc eu. Poate că Orange Sanguin de la Atelier Colon, în zona asta este. Este și un pic dulce, dar mi se pare că este foarte plăcut. Foarte plăcut, mi se pare numai bun de vară. Aș purta parfumul ăsta vara, îmi place super mult. Și ultimul parfum de la Lush este acest Dite & Decay. Hai să vedem, ăsta este cu flori albe și este un parfum cu note pudrate. Avem și ceva spicy. Hai să-l testăm și pe acesta. Deci avem note pudrate, avem... Da, este un parfum pudrat și curat. Mi se pare așa, în zona notă perfume, ceva de genul. Pe acolo, flori albe. Flori albe, este un parfum curățel. Îmi place cum miroase. Nu mi-aș lua o sticlă full size, dar îmi place cum miroase, deci preferatul meu rămâne acel 1000 Kisses Deep. Îmi place și acesta, să știți. Că se dezvoltă super frumos, am uitat cum este el, dar o să vedem la sfârșit. Și haideți să facem un fel de recapitulare. Avem la Lixatin, care mi-a plăcut. Chiar îmi place și cum se dezvoltă parfumul ăsta. Are ceva pudrat acolo, foarte plăcut. Nu este un parfum foarte puternic, este moderat, bănuiesc că nu este un parfum care... să aibă un siaj super mare, dar îmi place cum miroase. Este dulce, dar are și ceva pudrat acolo, foarte plăcut. Ce am mai testat noi? Diesel Intense. Da, seamănă cu La Vie Belle. Apoi, Jazz Club. Pe Jazz Club chiar aseară l-am purtat. Și îmi place parfumul, îmi place. Este chiar foarte frumos, are frunza de tutun, chiar se simte frunza de tutun, se simte că miroase o frunză, îmi place, mi se pare foarte frumos parfumul, dar mai sexy pentru un bărbat decât pentru o femeie, așa zic eu. Apoi avem Modest Dieu, după La Nuit Trezor, îmi place, este un parfum gurmand, este plăcut. Avem aici... Autumn Vibes de la Maison Margiela, tot mă duce cu gândul la prune, nu știu, mă duce cu gândul la mov, îmi place, dar nu mă dă pe spate. Avem Badea Lud, Ametist, să știți că se dezvoltă frumos, se simte un nud plăcut, îmi place cum se dezvoltă. Nu e genul de parfum care să mă facă să cumpăr acum o sticlă full size, dar e plăcut. Apoi, Boudacious, v-am mai zis că, da, miroase cireșe. Miroase cireșe. Dacă vă plac cireșele, știu că, dacă nu mă înșel, este un parfum destul de scump, dar miroase bine, nu este pentru mine. Michal with Love. Nu îmi place. Parcă ăsta miroase și mai bine a frunze uscate. Da, este super irbos, nu-mi place. Apoi avem Bonbon. Asta se dezvoltă foarte frumos, știu sigur. Miroase bine, dar din punctul meu de vedere a rămas cam în urmă și au apărut altele care merită mai bine o sticlă full size decât un Bonbon. Dar l-aș purta cu mare drag, nu pot să zic, dacă o să-l găsesc la un preț ok, chiar o să-l iau.
Mai avem aici Lazy Sunday Morning, care s-a dezvoltat frumos. Este un parfum care are și aldehid, este curat. Este curat, este alb. Miroase bine. Nu știu ce să zic. Momentan nu mă face să cumpăr o sticlă full size, dar e tentant Lazy Sunday Morning. E tentant. Dar poate că la un moment dat o să-mi placă mai mult și poate o să-l iau atunci. Mai avem aici Velvet Chocolate. Pe acesta l-am tot testat, miroase bine. Dacă vă place ciocolata în parfumuri, dacă vă plac parfumurile prăjituroase, da, da, merită. Side Effect este un parfum superb. Apoi avem Linstan, care mi se pare super frumos. Foarte bine miroase parfumul acesta, pe el l-aș vrea în colecția mea. Apoi avem I Am Beautiful de la Calotinis. V-am zis că mi se pare frumos, miroase a fructe, fructe roșii, are și acum s-a dezvoltat mai bine trandafirul, este feminin, este floral, are în background acele fructe roșii, îmi place, îmi place cum miroase. Nu o să-mi iau o sticlă full size din acesta, mai degrabă mi-aș lua Velvet Chocolate, dar este frumos, e frumos. Știu că l-am și purtat și mi-a plăcut ce am simțit și de la Lush, acesta este preferatul meu. Miroase tare bine. Acesta este un 1000 Kisses Deep. Îmi place cum miroase. Ce mai avem aici? Mai avem Terra di Gioia. Pe Terra di Gioia l-am mai testat. E plăcut, e curățel și el, e dulceag. Chiar mă tenta la un moment dat să-mi iau sticla. Nu știu ce să zic momentan. Tot de la Lush avem Last, un parfum prea puternic în flori. Dacă vă plac parfumurile puternice, florale, v-am zis, în zona parfumurilor de la Calotinis, floralele lui Calotinis mi se par destul de grele. La fel este și acest Last. Nu-mi place, nu este pentru mine momentan. Și ce mai avem? Nu mai avem nimic. Ba da. Last Teat and Decay s-a dezvoltat și el într-un floral, floral verde proaspăt, nu știu, dar are niște flori puternice acolo și niște note pudrate. Nu știu ce să zic. Nu, preferatul meu rămâne acela, 1000 de pupici sau cum să o numi el. Acela este preferatul meu și țin minte acum că atunci când le-am testat pe toate trei, când au venit la mine, tot acela mi-a plăcut. Și cam atât cu clipul nostru de astăzi. Am înșirat aici toate aceste parfumuri, o să le mai las așa și o să le mai testez dacă tot le-am înșirat. Cam astea sunt părerile mele despre parfumurile de astăzi. Poate ați testat și voi, poate aveți în colecție și îmi spuneți și mie părerile voastre, pentru că oricum este altceva când ai parfumuri și parfumul și îl porți. Îl porți mai mult, îți formezi o părere. Noi am vorbit astăzi așa în mare despre aceste parfumuri. Nu știu ce să zic. Poate că la un moment dat o să cumpăr parfumuri care acum nu mi se par ok, să nu mi se pară ciudat. Asta pentru că preferințele se schimbă, nu știu. Poate parfumuri care acum nu ne plac o să ne plac la un moment dat. Ce am rămas eu gândul totuși la Lazy Sunday Morning. Sunt așa și așa cu el. Adică mi se pare plăcut, dar parcă nici nu l-aș cumpăra. Da. Este un parfum curat care miroase bine. Totodată nu mi se pare că își merită banii. Cam asta vreau să zic, de fapt, că până la urmă dacă era, nu știu, 100 de lei, ok, îl cumpăram direct, dar au și niște prețuri destul de mari cele de la Margiela și trebuie să te gândești mai bine atunci când cumperi un parfum. By the Fireplace, din punctul meu de vedere, este singurul care chiar își merită banii de la Margiela. Apoi ar mai fi Matcha Meditation, dar da, și cel cu cafea.
și acela îmi place mult. Mi se par super cozy și foarte plăcute. Gata, vă las. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să lăsați un like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Lăsați-mi comentariile voastre, spuneți-mi despre parfumul, ce ați testat, ce n-ați testat, ce vă place, ce nu vă place și discutăm în comentarii despre ele. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!